Stăpânul câinilor îi tratează ca pe adevărați membri ai familiei. În unele zone se organizează ocazional plimbări de câțiva kilometri, la care participă 10 de patrupede, pentru a se menține în formă și a interacționa cu semenilor. La final, câinii sunt recompensați cu o înghețată bună, pe care gelatierul o pregătește special pentru ei. Farina di soia, farina di riso, abbiamo dei dolcificanti fruttosio e maltodestrine. È un prodotto fresco, naturale, genuino, fatti con ingredienti super naturali, perché rinfresca dopo una bella camminata, con questo clima caldo, fa bene ai cani. Ha la sua ciotolina, dove se ne mette un poco e lei se lo lecca e poi quando ha finito ti guarda, insomma, per dire dammene ancora. Cel mai bun prieten al omului are un cuvânt greu de spus în familie și când vine vorba de vacanțe. Mulți stăpâni aleg plaje special amenajate pentru câini. Aici au propriile dușuri, șezlonguri cu umbrele și țarcuri în care se pot relaxa la plajă liniștiți. Nu lipsesc veterinarul și instructorul care să se joace cu ei. La Lignano Sabbiadoro vin turiști și din alte țări, tocmai pentru a se bucura de vacanță cu prietenul patruped. My boxers. We are from Austria and we like relaxing at Doggy Beach because it's fun. All people are happy and relaxing. Sono cani antidroga e li portiamo qua tutti gli anni, questa stagione, come vacanza premio. 60 de milioane de animale domestice se află în casele italienilor, cam cât este și populația Italiei. Și aici vorbim și despre câini, pitici, reptile sau pești. Și dacă sunt mari iubitori de animale domestice, atunci italienii le răsfață, le duc în vacanță și unii își duc câinii la grădiniță. Din Italia, pentru Telejurnal, Alberta Forbiarini.